Nivelul de poluare a aerului în Republica Moldova, văzut din spațiu, este relativ scăzut în comparație cu alte țări europene și cu vecinii noștri, fiind în mare parte în limitele ghidului privind calitatea aerului al Organizației Mondiale a Sănătății. Asta arată un studiu realizat de PNUD în colaborare cu Agenția Spațială Europeană. Potrivit cercetării, concentrațiile de dioxid de azot în Moldova sunt în general scăzute. Acest poluant atmosferic provine în principal de la autoturisme și alte autovehicule, de asemenea rafinarea petrolului și metalelor, producerea de electricitate, industria ușoară și alimentarea. Aceasta afectează rezistența sistemului respirator la infecțiile bacteriene și virale. Au fost constatate valori ridicate la Chișinău și în jurul capitalei, în jurul graniței cu Ucraina, în special acolo unde este amplasată centrala electrică cu Ciurgan, precum și în jurul municipiilor Tiraspol și Râbnița. Regiunile Chișinău, Bender și Bălți au cele mai ridicate niveluri medii de poluare cu dioxid de azot. Distribuția monoxidului de carbon este relativ similară în toată Republica Moldova, în regiunile Bender, Cahul, Glodeni și Chișinău, unde se înregistrează cele mai mari concentrații medii. Poluantul este un produs de ardere incompletă a combustibilului în vehicule, încălzire, centrale electrice pe bază de cărbune, eliminarea deșeurilor și arderea biomasei. Poluarea din zona Cahul se explică prin prezența în imediat apropiere a cele mai mari fabrici siderurgice românești, combinatul siderurgic Galați. Monoxidul de carbon este un gaz toxic letal în concentrații mari, afectând sistemele respiratorii și cardiovasculare. La concentrații relativ scăzute provoacă dificultăți de respirație, capacitate fizică redusă, migrene, greață, precum și alte simptome. Este pentru prima oară în Republica Moldova când a fost realizat un astfel de studiu pentru cartografierea poluării aerului în Chișinău și în întreaga țară, folosind datele de observare a pământului. Studiul a fost realizat în perioada instituirii măsurilor de restricție în contextul COVID-19, însă acoperă și seturi de date istorice complexe, începând cu anul 2017.